Atlantia River, Atlantia Vince, Atlantia Victor. Știu acum că filmul merge pentru că nu mi se vede de obicei fața, n-am. Atlantia River, Agartha River, Shambhala River, Lemuria River. Sfântul meu popor, Atlanta 4 sau 5 sau Ena, stare de a face un film pentru voi. Avem o situație de prioritate 1. O să ignor celelalte prostii. Vine un asteroid care va lovi Pământul cu 10.000 de km la oră pe 26-27 septembrie, 26 septembrie seara, 27 dimineața în America, 26 seara în România. Asteroidul este oblong, arată ca o minge de rugby, are 1,4 km dimensiune. Nu vă uitați pe site-ul NASA că și eu de acolo am luat datele, după aceea le-au modificat, că vin 6 sau 7 asteroizi, am fost informat de comandantul flotei Atlante. Dar eu i-am mutat ăștia, deci au făcut-o posibil ca pe vreau și ajuns cu să ascundă. Huiturile au fost înlocuite cu aplauze, un asteroid mutat pe iulie, altul august, altul octombrie, altul noiembrie, altul decembrie, altul 15 septembrie și mai departe. Ok. Asta este situația de prioritate 1. Apa va distruge coasta de est Americii, impactul va fi la 132 de mile est de Carolina de Nord. Nu mai pot să tot aud vocea asta care îmi vorbesc în creier, creierul meu se distruge. Am niște fose care se tot dilată la mine în creier, numai 27-28% mai funcțional, dar nu sunt nebun, sunt complet normal, am unit cu 17 dragori. Și... vor mai fi afectate Franța, Anglia, UK, Irlanda, Islanda, Venezuela, Cuba, Bolivia și așa mai departe, Spania, Portugalia, nu știu ce, Italia, da? Maroc și Groenlanda, Canada, Brazilia. O treime din suprafața Pământului va fi inundată, 2 miliarde jumate de oameni vor muri. Așa. Acum e turneul de la Flushing Meadow, am anunțat-o pe Simona Halep, care e sora mea, tenis. I-a dat asta conducerea Atlantide și am informat-o să plece de acolo, că pe, între 15 și 28 vin cei 7 asteroizi. Am anunțat prin Vigoi, prin text, prin unde alfabeta telepatice pe comandanții ăștia a flotei, a una din flotele noastre Atlante. Eu sunt vocea apei care vorbește cu glaze, tuneți până ce sparge stânca, sunt pretor mare Consiliul Atlantic, să vină încoace repede să distrugă asteroizii. Am primit răspuns că o să vină, că mai solicită să vină permisiunea de la mine să mai vină încă o flotă, mai vină încă o flotă, am povestit cu amiralii, cu capitanii, cu comandanții de acolo. O să intercepteze, o să distrugă cei 7 asteroizi, mai avem o situație de prioritate 2. Din 2011, din 11 martie, de când a fost accidentul de la Fukushima, de când s-au bătut americanii cu chinezii cu arme geomagnetice, au perturbat câmpul magnetic al capului meu și a venit oceanul și a distrus plantul de la Fukushima. Din acel plant, a ieșit, din acea plantă nucleară, au ieșit 3.000 de materiale, 3.000 de tone de materiale radioactive, mamă ce mutram, nu, că eu mai ales Apollo sunt foarte drăguț, dar țara asta mi-a distrus așa frumusețea, no, și echivalentul 140.000 de bombe lansate atomice lansate asupra Hiroshimei, au fost contaminat tot Oceanul Pacific, Lin, Mur, Surca, Rechini, Derdevini, Rechini, Balele, nu știu ce, au fost afectate, au murit dracului. 43 de miliarde de ființe care trăiesc inteligente grație în oceane, 7 miliarde de oameni, nu știu câte miliarde de dragon, 6 miliarde de 6 milioane în Agartha, 6 milioane în Shambhala, așa, dragon cu 4 ori 4 picioane. Bun. Stați lumile sub pământ, eu să mă duc și eu. Și ei vor fi afectați. Am primit mesaj în Agartha, în Shambhala, în Lemuria, în Atlantida, în Statele Unite, în Franța, în Anglia, în Olanda, în Spania, în Italia, în Pisa, în Rusia, la noi, la nu știu, ok. Și a fost afectată 54%, 55% din suprafața exterioară a Pământului de către prostia asta, așa e? Bun. Bun, deci o să vină flota noastră, și noi avem farfurii zburătoare, dar astea au viteză maximă 6400 km pe oră, asteroidul vine cu 10.000 de km la oră, na bun. Și să mă duc cu sora mea Artemis, acolo trebuie și ei, trebuie să-i trimit o copie, să merem în graba mare, dar nu mai am bani, că mai am rămas cu un leu de 3 săptămâni, 1350 lei care mi-intră pe lună, îmi sistemul cam într-o săptămână. Și acum în 5 o să-mi intre bani în cont și o să mă duc, o să merem amândoi în orașul Atlant din Bucegi.
Acolo o vii tunelul la care păzit de soldați, se vezi soldați americani, aia e o intrare. Mai e intrarea prin peștera lui Zamoc, nu știu ce, e prostia aia pe care trebuie să pui mâna, să zici Atlantia, vine Atlantia, vine Atlantia, Victor scanează în DNA și acum să vină sferă de lumină să mă ia, nu știu ce, ok, aia e a doua intrare. Mai e intrarea de sus, că e capitelul de poartă și ăsta e a doi oameni fericiți și doi, trei și apeși ce 8 ochi și atunci tot muntele ăla care scovi pe înăuntru se prăbușește de scutul energetic și tot spicăm jos și murim. Dacă nu ne agățăm în pizda mersi de ăsta, na. Și, sunt foarte nervos și foarte grebit că am făcut filmul ăsta deja de 5 ori. Și, bun. Ce mai zic? Să știți că rusul Nicolae Zimbrasit nu este țara de-al, eu sunt țara de-al, el mi-a furat coroana, mi-a furat și 800 de milioane și a pus dinții în gură, nu știu ce, și-a vindecat atâta pe banii mei pe sfințe. Mi-am zis că sunt căcatul în jecul, nu știu ce. M-am dus cu toporul, nu știu ce, că nu vreau să-mi deschidă ușa. Bun, eu am zis pe maică, da, ok. Și vine, și am cerut permisiunea lui, I-am spus, bă, lase, că trebuie să fiu complet îmbrăcat, da, așa cum sunt îmbrăcat în alb, să mă duc acolo și chiloții să fie albi, să nu mă masturbez înainte, că după aceea să fac galbeni, să mă duc acolo. Și am povestit deja cu pretorul Consiliului Atlant din orașul acela să mă lase, să am povestit și cu Lorin Fortuna. De fapt, există câțiva membri ai Marii Consiliul al Atlantiei aici, Lorin Fortuna, Elena Udrea, eu, Monica Macovei și alții. Și toți ne prefacem nebuni, că așa trebuie ca să nu vină ăștia sălbatici să ne omoare. Dar și spunem chestii inteligente și așa. Dar acum nu mai e motiv că oricum mai avem o lună de trei. De fapt, nu, că o să vină rușii își pregătesc armata ca să invadeze asta Europa de Est, cum zicea Dugin, și o să mai vină și chinezii, că e o armată de 250 de milioane de dolari, de oameni. Și o să vină, mă gândeam la cât trebuie să mă plătească pe mine ăștia, că am condus țara asta 19 ani din ăsta, din cât? Din Dracula cu. Din 1 iulie 97 atunci a început interregnum dios de la Giaș, din 16 septembrie 98 au trecut 6636 de zile astăzi, da? Bun. Și adică 19, mai mult de 18 ani. Ok. Am spus la mai multe fete că s-ar temis, bla, 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 Britney Spears, Taylor Swift, Avril Lavigne, toate muzele mele. Că eu sunt stăpânul filozofic și al artă, oratoria, scultura, pictura, muzica, dansul, poezia, teatrul, opera, film, literatura, jocurile video, filozofia și fotografia și grafica. Bun, și oratoria, poezia, așa. Și după aceea o să... Ăștia nu-mi dau voie nobile din Cluj să mă duc la doctor de 12 ani, nu-mi dau voie să fac operație pe creier, nici ăștia să-mi schimb calculatorul de 10 ani de zile și n-am putut să mă duc la distracție din Cluj că l-am înjurat pe boc înainte și nu mă lăsat acces la fetele astea faine, care toate erau virgine, aveau așa în jurul gâtului să le strângi de gât și m-au enervat astea 12 chefuri de festival din Cluj, acum ăsta de filarmonic ultimul, nici la asta nu mă las să mă duc și trebuie să o sun neapărat pe Prințesa Mihaela. Am stat 23 de cicluri în textul Agartei din 12 ianuarie 2013. Na. Bun, acum am Zorin OS 10 Ultimate, că-s pe Linux, că Windows 10 mă spionează. Și am formatat hard-disc-ul, am strâns toate rezidurile de pe el. În Zorin OS 9, după ce am băgat în pizda mea și tot repozitorul ăla de 140 de giga din Ubuntu, nu mai merge niciun program, dar și înainte mergea camera foarte prost. De fapt, și așa asta merge foarte prost. Nu știu ce, că pe Windows se mișcă foarte fain, exact aceeași cameră. Dar pe Linux driver nu maschează erorile hardware. Deci, în Windows se întâmplă asta, că spică dracului, placa video spică asta, spică toate, pică frame-urile și nu le vezi, că tot timpul se reinițializează, da? Ok. No, și... Asta trebuie, deci am nevoie de un credit urgent să mă duc la asta. Bun, trebuie să sun pe nu știu ce perioadă la Idea Bank. Na, pe cai, ce-au?